ziua, stimați telespectatori! Astăzi o să vă ofer un material cu totul și totul special. Am vrut să descoper misterele Bucureștilor și cine era mai potrivit pentru asta, dacă nu, domnul Vadim Tudor, care mă va plimba astăzi prin București și îmi va arăta lucruri pe care eu până acum nu le-am știut și cu siguranță nici dumneavoastră sau cel puțin foarte mulți dintre dumneavoastră nu ați aflat. O să aflăm lucruri așadar foarte, foarte interesante. Mi-am dat întâlnire aici cu domnul Vadim la Biserica Sfântul Gheorghe. O să vedeți o biserică plină și plină de istorie. Așa că nu pierdeți materialul ăsta, pentru că o să învățați lucruri despre București pe care nu le-ați știut cu siguranță până acum. Bună ziua, domnul Vadim! Bună să-ți fie inima! De ce mi-ați dat întâlnire aici la Biserica Sfântul Gheorghe? De ce ați vrut să începem de aici? Ție ți-aș da întâlnire oriunde și oricând de la Mihaela. În primul rând, e kilometru zero al orașului București. De aici se măsoară kilometrajul pentru toate distanțele din România și, în al doilea rând, pentru că e locul poate cel mai sacru din țară, pentru că aici e mormântat trupul descăpățânat. Unii zic că are și craniu al celui mai mare martir al creștinătății europene, voievodul Constantin Brâncoveanu, e din 1714 înmormântat aici, abia după 200 de ani a fost descoperit acest mormânt de către Nicolae Iorga. Și în al doilea rând, pentru că în 17 iunie 1889, când a fost prohodit poetul național Mihai Eminescu, de față fiind și Mihail Cogălnicianu și Titu Maiorescu și atâtea somități ale epocii, la un moment dat, pentru câteva ore, au stat aproape la 2 metri unul de altul Constantin Brâncoveanu și Mihai Eminescu. Iată de ce ne întâlnim aici. E o biserică ce pare mică din stradă, din Bulevardul Magheru sau 1848, dar pare mică pentru că s-a tasat pământul de sute de ani, are peste 300 de ani vechime, însă dacă o vezi de aici, de aproape, ea este aidoma unei catedrale. Mai e un reper important aici, este statuia voievodului martir, sculptată de un mare artist, Oscar Han. Mai este fântâna cu zodia, care de asemenea e o piesă de patrimoniu național. Merită românii să-și cunoască țara. Eu iubesc Bucureștiul, am trăit un an universitar la Viena, am fost zeci și zeci de ori la Florența, la Roma, la Londra, de Paris, Strasburg, Bruxelles, nu mai vorbesc, dar n-aș putea trăi în altă parte decât acolo unde m-am născut și m-am născut în București, unde sunt înmormântați părinții mei dragi și unde mai mult ca sigur că am să fiu și eu înmormântat cât mai târziu, după vreo 100 de ani. Eu pun pariu, domnul Vadim, că cel puțin odată fiecare bucureștean a trecut prin fața acestei biserici, însă nu a știut ce ascunde în interior această biserică. În primul rând că e o comoară de artă brâncovenească. Uitați-vă acești stâlpi care parcă sunt torși în piatră, sunt niște fuioare, sunt coloane către Panteonul Dumnezeesc, icoanele. Aici este un sacerdot, un mare duhovnic, un preot tânăr de altfel, părintele Emil Cărămizaru, care e duhovnicul multor artiști și personalități publice. Dacă îl întrebi, el nu este acum în București, e din Giurgiu originar, dar foarte mult multă lume vine și se spovedește la părintele Emil Cărămizaru, un om la care de asemenea țin foarte mult. Ok, haideți să intrăm, da. Vedem exact despre ce vorbim. Nu înainte de a ne face și Sfânta Cruce, pentru că dintr-un simbol al torturii, crucea a ajuns, iată, simbolul suprem al creștinismului. Încă se renovează, văd. Încă se renovează pictura exterioară, da. Ia uite ce coloane colosale. Uite, astea sunt vechi, au 300 și ceva de ani. Aici este mormântul voievodului Brâncoveanu. Și acesta este mormântul. Da. Împodobit cu flori de acant și cu vulturul brâncovenesc bicefal. El a fost martirizat, decapitat la închisoarea Edicule din Istanbul, de la Înalta Poartă, de ziua de Sfântă Mărie Mare, în 15 august 1714, pentru că nu a vrut să abandoneze religia creștină. Și au fost omorâți înaintea lui, de față cu el, cei patru copii mici ai săi.
ultimul de 10 ani plângea. Ne putem imagina ce zicea și folclorul păstrează aceste versuri tatălui, care n-avea decât 60 de ani. Ce e 60 de ani? Nu e o vârstă prea înaintată. Tatălui i-a zis, nu te fiule speria, mori mai bine în legea ta. Dar ce e mai trist, dragă Mihaela și stimații români, este că erau de față ambasadorii puterilor occidentale. Era ambasadorul Franței, era ambasadorul Angliei și beau apă rece sau bragă sau alte băuturi răcoritoare, că era vipii averii, mâncau șerbet, dulceață de trandafiri, în timp ce un voievod, un prinț, care domnise 25 de ani în țara lui și ținise un anumit echilibru în epocă și în acea zonă geografică, era omorât în mod barbar, când, la începutul secolului luminilor, era în 1714 și n-a mișcat unul niciun deget. Turcii i-au pus capul în pat, l-au plimbat în Istanbul, în ideea cine face ca el, ca el să pățească, și i-au aruncat trupul în apele Bosforului. Dar doamna Maria a plătit niște pescari greci cu niște monede de aur, l-au pescuit noaptea, l-au recuperat și pe căi numai de români știute, l-au adus după câteva luni aici, în ctitoria sa. Nu s-a știut că e aici, pentru că ar fi fost profanat mormântul. De abia în 914 a descoperit sub o candelă o inscripție măruntă Nicolae Iorga. Mai este o relicvie importantă aici, este un fragment din Sfintele Moaște ale Marelui Ierarh creștin Sfântul Nicolae. Au desfăcut, ca să nu sărutăm sticle și să avem o comuniune directă cu acest făcător de minuni și vindecător, așa, care aduce copiilor daruri în noaptea de 5 către 6 decembrie și ca să iasă dracii din noi. Și avem legiuni de dragi din păcate, dragă Mihaela, eu te sfătuiesc să-mi urmezi exemplu și să sărutăm moaștele Sfântului Nicolae. Aici este superioritatea ritualului creștinesc de îngropăciune. Nu te poți închina la o urnă de cenușe, nu poți săruta cenușe. Cenușa, la urma urmei, o pui fie într-o urnă, fie într-un borcan, fie într-o scrumiere, e tot cenușe, pe când moaștele sunt moaște. De-aia creștinismul are o simbolistică mult mai bogată decât alte religii monoteiste. Haideți să ne urmăm traseul nostru printre misterele Bucureștilor. Și să știi, pentru mine tu veșnic ești, orașul din povești. Domnul Vadim, cum cucerați fetele pe vremuri? Cu mașini așa spectaculoase? N-am avut, eu eram un copil sărac, eu eram student la filozofie și n-aveam 10 lei să iau o cafea la Tosca vis-a-vis. Atunci cucerați cu poezie? Domnule, eu... lui Eugen Barbu îi plăcea... că făceam fetele să râdă și chiar era gelos, pentru că el era foarte serios, el era sobru, făcuse școala de ofițer de jandarmi și spunea, ce le faci, mă, cum le sucești cap? Dom'le, femeilor le place să nu le plictisește. Eu am avut un alt amic, Sabin Bălașa, Dumnezeu să-l ierte, poate cel mai mare pictor după Nicolae Grigorescu, de la noi din țară, și a scris și el un roman și mi-a dat dedicația următoare. Lui Vadim, prietenul care nu plictisește lumea. Wow. Cu mine nu se plictisește nimeni. Deci prin umor cu cereați. Nu mai e prin umor, dar eu cred că am învățat reciproc unii de la alții și eu le-am învățat pe ele sexul în figuri. Dar și ele m-au învățat pe mine foarte multă. Eu am învățat de la cele peste 1000 de femei cu care am întreținut relații neprincipiale. Da, peste 1000. Le-am pierdut cifra.
Dar m-am oprit la timp de câteva zile. Auzi? Eu am învățat mai mult decât universitățile și facultățile pe care le-am făcut și decât cărțile pe care le-am citit, pentru că ele, femeile în special, sunt dintr-un alt regn. Vezi, noi când suntem la școală învățăm că sunt trei regnuri, regnul mineral, vegetal și animal. Femeia e al patrulea regn, e ceva cosmic, e ceva ieșit din comun. Dumnezeu îți dă în compensație. Mi-au murit părinții, dar Dumnezeu mi-a dat în compensație doi copii care au impresia că eu sunt copilul lor. Mai ales când erau mici și cu cerceluși și cu fustițe ca niște ciupercuțe colorate, mă îngrijeau ca pe bebelușul lor. Venea dimineața Lidia la patul meu când trebuia să plec la Senat sau la aeroport într-o delegație. Tati, tati, deschide ochișorii, deschide ochișorii, da, e 6, e 7 dimineață. Cum să nu iubești? Tu nu ești încă mamă, nu ai copii, dar îți dau un sfat. Înfiază-l pe Emil Bob, pentru că el e un copil mic, handicapat. Apropo de pierderea părinților noastre, și eu mi-am pierdut tatăl de curând și e foarte greu, adică cum ați reușit? Creștinii au o altă viziune asupra vieții și a morții. Pentru noi moartea nu este sfârșitul, ci intrarea într-o altă dimensiune. Noi credem în existența lui Dumnezeu și a lui Dumnezeu Tatăl și a lui Dumnezeu Fiul, dar vreau să mă întrerup să spun, asta e o altă biserică unde e reprezentat Brâncoveanu, e un tablou votiv pe perete, înfățișându-l pe voievod, stând pe pat și cu o mână întinsă la podea, i se lua sânge. Era terapia medievală de primăvară pentru subțirea sângelui și pentru creșterea imunității. Sângele era îngroșat datorită alimentației pe timpul iernii. Deci Brâncoveanu este aici. Am salvat Sfântul Gheorghe, am salvat Biserica Colțe, am salvat Biserica Berzei, am salvat biserica. Dar care era motivul pentru care vreau să... O nebunie. Nebunia nu se poate explica. Deci, fii atent. Am să-ți dau documentul. E din dosarul meu de urmărire informativă și anume telegrama mea către generalul Ilie Ceaușescu în ziua de 13 iunie 1987 pentru a opri demolarea bisericii Sfânta Vineri. Am citit-o la telefon lui Eugen Barbu, Paul Langhel, Fănuș Neagru, Ion Lancrânjan, compozitorul Doru Popovici, pictorul Sabin Bălașa, Mihai Pelin, Mihai Ungheanu, am fost 10. Am dat-o, în două ore ajuns la fratele cel mare, la Ceaușescu, și nu știu ce s-a întâmplat, dar după câteva zile și-au avut ambiția și au demolat-o. Și eu cred că de-aia a pierdut, cum a pierdut puterea Ceaușescu chiar vineri, pentru că vineri a fost alungat, pentru că a dărâmat niște biserici. Nu e vorba de orice clădire, e casa Domnului, n-ai voie să te iei de casa Domnului. Și nu ascultau de nimeni. Noi am servit o idee națională, pentru că am fost antisovietici și toți, de-aia am și ființat ulterior Revista România Mare, Partidul România Mare, pentru că noi credem în revenirea Basarabiei și a Bucovinei la patria mamă. Dar ei au crezut că le dăm un cec în alb pentru orice. Și nu înțelegeam, deci s-au cheltuit bani grei pentru renovarea și recondiționarea mănăstirii Văcărești a unuia dintre voievozii Mavrocordat de secolul XVIII, pe care o demolează. Se cheltuiesc bani grei pentru restaurarea și consolidarea bisericuței din curtea Palatului Cotroceni. După care o demolează și pe aia. E trist că s-a întâmplat așa și că sunt podoabe ale creștinătății europene care au fost pradă furiei buldozerilor și nu înțelegeam de ce. Noi am avut o discuție cu gealul Iulian Vlad în casele Eugen Barbu pe 15 iunie 87, la două zile după ce am dat telegrama. Gealul Vlad, șeful securității statului, și el trăiește, îți va spune că bătrânul e corect. La Timesc, cu Ana Leana, la Eugen Barbu acasă, să mă cheme pe mine, să retrag acea telegramă, să dau o dezmințire, și n-am făcut-o, bineînțeles. Domnul Vadim, era mai bine pe vremurile alea, se trăia mai bine? Știi cum se pune problema, fata mea? Te-aș întreba eu pe tine, era mai bine în copilăria ta? Deci, spune, din punct de vedere, mai bine, trăiau toți ai mei, eram sănătoasă.